un an de zile de ce Eminescu a locuit la Botoșani, atâta timp cât a fost bolnav, el venind de la Mănăstirea Neamțului, de la ospiciu, la 10 aprilie 1887. Deci vine la Botoșani, fiindcă trebuia să se întâlnească și cu sora lui Aglaia, care venea de la Cernăuți. Ea a venit aici, a rămas un an, deși vrea să plece la Iași, a rămas un an, fiindcă recidivează boala când vine el de la Neamț. Aici, în Botoșani, își găsește o serie de prieteni, cum era Scipione Bădescu, colegului de la Timpu, și alți colegi care l-au dus, au mai servit un pahar de cotnar sau ceva și i-au făcut rău poetului. Astfel că în mai el este nevoit să fie internat la Spitalul Spiridon, care era aici, lângă Biserica Ruset. Deci o clădire veche, am și ilustrat acum vechiul Spital Sfântul Spiridon, unde a fost el internat. Și după aia, toată vara a rămas la Botoșani. În 3 iunie, deci se întâmplă incendiu, care mistui peste 200 de case și ajunge și la Biserica Uspenia, și la casele, și la casa lui Eminovici, care era. Dar eu am arătat, că am o carte scrisă, data și locul nașterii lui Mihai Eminescu, că focul a afectat numai acoperișul casei. Nu a afectat toată casa care era din cărămidă și piatră, nici nu putea să așa. Și în urma acelui incendiu, foarte multă lume a rămas pe drumuri în Botoșani. Cererea ca să-i se acorde de către Consiliul Local un ajutor lui Eminescu de 100 de lei pe lună a venit într-un context foarte rău. Deci primăria avea de ajutorat atâta populație. Peste 200 de dugheni numai să distrusese focul. Și atunci ei tot au amânat. Unii au spus, domne, avem alte mai urgente lucruri. Au amânat chestia asta, dar au fost și consilieri care au susținut ca să-l ajute pe Eminescu, știind situația lui. Până la urmă, ajutorul este acordat, 1200 de lei, dar trebuia să fie aprobat și de ministrul de interne de la Radu București. Mihai. Da, și ăsta nu aprobă cererea respectivă, o aprobă mai târziu. În felul ăsta s-a spus că botoșenienii nu l-au ajutat pe Eminescu și n-au vrut să știe de el, ceea ce nu este adevărat. L-au ajutat în cele din urmă, mai ales că primăria trebuia să asigure și să ajute atâta populație din oraș care rămăsese pe drumuri. Sora lui, văzând că el venise la Botoșani, voia să-l rețină aici ca să aibă grijă de el, mai ales că doctorul Isaac îl trata, deci și garantase lui Harieta că îl va scăpa de boala respectivă, dar spre nenorocirea lui Eminescu, tratamentul respectiv a făcut foarte mult rău. Tratamentul cu mercur, deci peste 40 de frecții cu mercur. De fapt, Eminescu a murit intoxicat de mercur. Și dacă mulți scriitori în ziua de azi spun că el a fost nebun și a fost cu tare, a fost infectat cu luies și nu știu ce, el spune, doamne, faci o injecție, două cu mercur, cum a făcut lui Eminescu, mai ales la Caritas, la București, la Caritatea lui, la Șuțu, îi făcea și injecții, deci aici era, măcar îi făcea frecții cu mercur, care absorbea organismul mercurul respectiv. Dar acolo i-a făcut și injecții. Vă dați seama cum i-a atacat, atacat organele, ficatul, rinichi, inima și așa mai departe. Și asta a dus la moartea poetului. Plus că afecta creierul, bineînțeles, deci mercurul, otrava respectivă, afecta creierul. În urma tratamentului respectiv, mai mult rău i-a făcut, că când a fost internat la Viena, la Oberdobling, în 1884, s-a văzut că nu i s-a făcut niciun tratament și el și-a revenit singur și se simțea mai bine. Cum a venit în țară și a început iar, acum medicii nu pot fi condamnați, fiindcă atunci așa se știa ca tratament. Tratamentul cu mercur pentru boala lui etică. Problema este că diagnosticul i-a fost pus prost. El având niște ulcerații la picioare, îi spunea că are această boală.